Rodica Eremia Grigoraș, fosta mare handbalistă a României, a murit la vârsta de 70 de ani în Germania, unde se stabilise de mai mulți ani. Rodica Eremia Grigoraș a fost o figură proeminentă în handbalul românesc și a lăsat o amprentă durabilă în sportul nostru. Cu peste 100 de selecții la echipa națională și o carieră remarcabilă pe postul de pivot, contribuțiile ei la succesul echipei naționale sunt inegalabile. A fost distinsă cu o festivitate de retragere organizată de Federația Română de Handbal în 2010, alături de alte handbaliste de elită. Viața ei personală a fost marcată de tragedii, inclusiv de pierderea soțului și, în ciuda dificultăților, a continuat să inspire prin dedicarea și pasiunea ei pentru sport. După stabilirea în Germania și schimbarea numelui în Rodica Brandner, a fost bine primită și respectată în comunitatea din Stuttgart. Este deosebit de emoționant să vedem cum comunitatea locală a înțeles importanța și impactul pe care l-a avut Rodica Grigoraș și s-a implicat activ în organizarea unui ultim omagiu. Este un testament al respectului și aprecierea pe care și le-a câștigat de-a lungul anilor, atât în România cât și în Germania. Dumnezeu să o odihnească în pace!